Bună ziua! Pace și bună ziua! Astăzi vreau, cu merele ce am cumpărat de la Ubor, vreau să fac o prăjitură, dar din aia cu aluat fraged am făcut de atâtea ori. Atunci am întinsă subțire, am făcut. Din aia lantă cu drojdie, coardă, cum zicem noi, am făcut. Dacă vreți, vă uitați că este. Și acum, ce nu am făcut eu, când era Alisa la grădiniță, deci acum 28 de ani, sau 25 fie, Anca cu Mirela au mâncat de la educatoarea lor, a lui copii, au mâncat, era un blat de jos și unul deasupra de pandișpan și merele erau călite în unt, cu puțin scorțișoară și cu zahăr. Și atunci când îți gata foile de pandișpan sau de tort, cum zicem noi, să pune merele alea pe foaie și să pune aia lantă deasupra și în mijloc o fi măr. Și Anca și Mirela, cum spun, erau foarte încântate de prăjitura aia și de atunci mai o fac din când în când. O facem și astăzi. Și acum separăm ouăle. Acum o să avem numai ouă de casă. Da. O să avem numai ouă de casă, că Dacian, colega lui de la servici, de acolo, de la muncă, are găini. Și acum noi, m-am gândit așa, fac un blat de 10 ouă, și atunci îl tai pe două, să fie mai subțire, și pun una deasupra și una de jos. Deci asta fac eu acum. Să o le de casă. Și aici sunt merele care le-a luat mami cu un leu de la piață, un leu kilu. Acolo sunt 3 kg, că am dat 3 lei. 3 lei am dat pe ei. Și acum facem așa, separăm, 1. Și ou cu, l-am luat cu un leu. Da? Un leu, ou, un leu kilo de mere. Hai, ce fain ar fi să fie tratat cu un leu. Un leu litru de motorină. Un leu kilo de carne. Două. Asta e a treilea. Trei. Trei. Patru. Deci aș putea acum să fac un blat din 5 ouă, dar înseamnă că aș pune de 2 ori la cuptor. Fac una singură și o tai și gata numai. Văd că aveți și găini negre. Cum negre? Uite aici, găină neagră. Asta vede penele. Pana neagră. Da. Și are calciu găinile, că nu se duce coaja de la ou ghija. În toate părțile. Nu știu câte găini au zis că are 50, parcă. 5 am zis, da? 2, 4, 5, 6. 6. 7. 10,
10 ouă. Ok. Punem un praf de copt, să aibă el timp să se dizolve, să lucreze până eu bat albușul. Și hai să pun și o vanilie, că acum am. Amestecăm și lăsăm acolo ca să se ridice placul de foc. Atât. Revenim. Ok. Aici e albușul, punem puțină sare și batem. Acum am bătut albușul puțin și acum punem zahăr. Una, două, trei, patru, cinci și mai cinci o să pun, dar acum să nu cumva să se lase. Am bătut albușul cu cinci linguri de zahăr și aici. Am gălbenușul, uitați cum a crescut, așa, și aici mai pun 5 linguri. Așa, pune-o de acolo, una, două, trei, 5. Mai batem și asta. Am bătut și galbenușul. Pică. Am văzut. Lama să știu. Nu mai știu. Vedem dacă am eu aici 10 linguri de făină. Acolo ai vreo 5, cel mult. Acum încorporăm cele două compoziții. Cât aș vrea eu, cât mai rămâne. Ia să de câte ori curăț eu bine castronul sau ceva, mă aduc aminte la dușa lui soțul meu. Eu nu țineam cont că mai rămâne ceva acolo. Și iată de una se lua de mine și zicea, dar curăță bine că acolo a rămas un ou. Na, hai să numărăm daci. Una, două, trei, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cum zice Natalia, 10. Acum întoarcem așa ușor. Uitați ouă de casă. Foarte galben, da. Și ce repede s-au bătut albușurile, mami. Acestea sunt ouă de casă.
Mă bucur că putem să o luăm de la colega mea. Că noi și așa ne trebuie ouă și... Eu totdeauna iau ouă. Și eu nu iau 5 sau 10, eu totdeauna iau un cofrag. Sau din piață, 30. Uite aici, dă-te în jos dacă vei ceva. Sper că l-am curățat bine. Și acum... Da. Apa e acum chiar să aștepte cuptorul după mine până eu curățat. La 180 de grade puteți să puneți dumneavoastră. Noi am dat la gaz pe treapta 1. Pe 1 ai pus? Da, e suficient, o să vezi. Ok. Eu am pus până acum pe 2. Da, și eu am mai pus pe 1 fără să știi tu și a fost numai bine. Nu. Să nu faci experiență. Nu fac experiență. De fapt, blatul imediat e gata. Da. Știi că m-am uitat într-o zi să-mi cumpăr din aia mai mică, nu că n-aș avea pasta mare, dar nu-i destul. Dar asta iau limonul. Care se întins, știi? Ah. Și am vrut să-mi iau într-o zi. Nu, lasă că nici el nu a fost așa. Așa de bine. Când crește, o fi uniform. Revenim. Acum scoatem pandișpanul. O sta 25 de minute. Vă dau cuvântul meu că miroase nemaipomenit de fain. Deci de când am pus folie de aluminiu, merge super. Adică merge, nu mai arde. Cine a scris? Mai mulți. Au scris mai mulți, e adevărat. Și tot mi-era frică să nu cumva fie toxic, să nu știu da, ce. Da, nu, fiindcă nu gătești direct pe aluminiu. Și n-am făcut. Și am probat cu mai multe, dar atât la același rezultat am ajuns. Acum o lăsăm să se răcească. Până atunci eu curăsc merele și le călesc. Eu mă pun să-mi curăț. Ce? Ce s-o gândit? Hai că arătăm la toată lumea, pe Noa. Trebuie să-mi chip ghiuțul. Bună ziua! Am făcut astăzi pește și o să-l pună Daci pe internet. Când îl pui, Daci? Cred că mâine.
Da, pune-l acum. Mai bine mâine, că acum okay. Punem prăjitura și... Ce mănâncă copilașul micuț? Da. Da. Cum se zice la Steinpilze? Steinpilze. Ciupercă de munte, ceva de genul. Da, chiar Roberto de piatră. Zis, ciuperci de pietre. Stai să mă gândesc care e. Da, dacă mai arătau ciupercă, de n-ai să spune de care îi. Nu, stai așa, nu mai arăta, numai în caserol am văzut un și minut ceva. Și te rezolv. Cum? Hrib. H-R-I-B-I. Hrib. Ok. Nu, da. Da, ci stai că mai am o întrebare. Da. Lax forelă. Deci forelă e da, da, păstră. Știu. Dar lax forelă, cum se zice? Păstră curcubeu. Curcubeu? Da. Ok. Nu. Multe care eu nu știu cum sau să mai spune și... sau să mai spune și păstrăv somonat. Cum? Păstrăv somonat. Ok, no, eu am zis că păstrăv care ca un somon, dar eu nu știu exact cum zic, eu nu știu atâta pe românește. Eu aici le-am învățat astea toate. Și așa că îmi pare rău, chiar nu știu denumirile în limba română. Bine, dar le-aur, da. Păi da, ți-am zis că eu, deci bealau, să zice. Păi știu că bealau, știu. Le urde, să spune, le urde. No. Și eu am dat pe Google să-mi traducă și au zis le-aurdă. Da, da, fiindcă de... telefonul tău îi setat pe germană și el când îți redă româna, îți o redă în... cum ar veni în pronunție germană. Dar acum știu, acum știu că se zice leurdă. Acum știu că se zice leurdă, nu? Și când o să mai fac, o să zic leurdă, nu o să mai zic leurdă, deci, că acum știu. Când vrei să știi ceva, mare. Când vrei să știi ceva din germană, în română, nu mai da să-ți spună vocal, dă-i să-ți scrie. Iubitul meu, eu am sunat-o pe mămica mea, dar n-a răspuns. Prima dată a fost ea care am vrut să o întreb, dar n-a răspuns mama. Okay. Și am sunat pe Google. Am dat, nu, ce să fac? Nu, lasă-te, băi, tu ce faci, mami, aici? Nu m-ai amestecat? Da, mă duc să pun afară să se răcească. Să o las ce aici? Face, mami? Pune afară, că se răcește mai repede. Face da, face un pandișpan din ouă de casă cu mere. Da. Hai, hai să-ți arăt pe Mandy. De când am fript peștele, uite aici, Mandy. Da, uite că i-am zis numele și numai. Numai lângă cuptorul și miroase, miroase peștele. Uite, 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 vezi? Dar nu n-o striga, cum ai deranjat-o. Uite, tot cu nasul pe sus, unde-i peștele? Fii atent. Deci o să-i cumpăr mâncare cu pește de acum înainte. Uite acolo, uite acolo. Nu mai poate după pește. Și Ciuciu îi pasionat de pește. Da. Am explicat sau am încercat să explic, dar nu știu dacă mă înțeles lumea. La noi este o crescătorie, nu-i de parte. M-am dus pe jos, m-am dus, am avut căciulă în capul de aia, m-a arată părul așa, egal. Și deci, atunci l-au prins peștele și l-au scos din el și mi l-au vândut. Deci atunci, în clipa aia și chiar... L-am și prăjit, deci l-am spălat, l-am curățat și l-am prăjit. Deci crede-mă, daci, așa o dulceață de pește și așa de bun a fost, vai, de capul meu. Deci, dar Roberto a zis că e mai bun ca la restaurant. Da, dacă e proaspăt, da. Da, dar... Dai-mă, atunci l-am scos din apă. No, nu mai am zis de pește, că nu ne-o mers astăzi pasența și eu am poftă de pește. No, ce să vă fac? Că voi sunteți mai, cum să zicem, exclusivi. Cum? Dar ea e în pijamaua și tu filmezi, da, ci și ea e în pijamaua. Păi da. Ce?
problema. Auzi că și eu am avut căciulă în cap, că eu m-am dus să cumpăr pește și la noi bate vântul și plouă. Și m-am dus pe jos și am avut căciulă în cap și îmi stă părul. Da, asta e, ce? Ce? Ce-a spus Alisa? Nu știu, că n-am înțeles. La ea se întrerupe tot timpul internetul și de-aia nu înțeleg. Mergi să te îmbraci ca să poată să te filmeze sau ce zici? Hai să te vedem îmbrăcată frumoasă. Alisa, dă ochelarii jos, poate o să ai semnal mai bun. Vai, ce rău e. Dar nu fii rău. Nu lasă, că eu cu Alisa întotdeauna mă mânc cu ea. Eu ies că trebuie să le dau. Ok, poftă bună. Noapte bună. Ceau, ceau. Ceau, ceau, Denisa. Ceau. Ce faci? Denisa e neîncălzită, săraca. De ce? Cercei ei îi face probleme. Normal, îi trebuie de ăștia de aur. De-aia tot și le scoate și pune de alea lampe. Tinichele de alea ce usă acum la modă. Și nu. Îi trebuie, dar bine, ea are cercei de aur, dar nu, vrea și ea să fie modernă, la modă și își mai pune alea, mai alea, știi? Și acum i s-a infectat și s-a... Ok. Este cremă. Da. Este cremă antibiotic. Balneocin ar fi foarte bună. Cum o cheamă? Balneocin. Și chiar este și la voi. Balneocin? La noi balneocin se numește, dar balneocin cred că e la voi. Nu știu, trebuie să mă uit. Das Problem ist die Ohrstecker, die mir gefallen, wie zum Beispiel die hier. Die sind alle billig scheiße, die sind nicht aus Echtgold. Und ich, wenn ich meine Ohrstecker immer wechsle beim Duschen, dann entzündet sich das. Mhm. Ich darf die nicht jede Woche rein und raus tun. Mhm. Lasse ich die jedoch drin, oxidiert Nein, Dachi, und dann verrostet. Dachi hat gesagt, es gibt eine gute Salbe. Ja, Salbe bringt mir aber nichts, wenn die oxidieren. Okay. Die oxidieren beim Duschen und dann entzündet sich das, weil... Rost oder so in einer offenen Runde ist scheiße. Când, und das ist das Problem. Când, am înțeles. Dușile, când se oxidează la duș. Dacă mă filmezi, stai să știe și lumea, nu? Deci când face duș, le scoate afară și pe aia și le pune înapoi înăuntru, în reche, s-o infectat, s-o inflamat. Nu, și, pot să-i dau un alt tip, un altă idee, să folosească vazelină. Tipul bunului când venim în România îi cumpăr alții cercei. Că ea vrea de ăștia, uite, stai să-ți arăt de care vrea ea. Uite aici, așa mici, vezi tu? Ok. Așa mici, că nici nu le vezi, nu. Ei, a ei sunt așa, nu-s roți mari, dar așa mici roți, știi? Și nu-i place alea, așa, îi trebuie de ăștia mici, mici, mici. No. Și am zis când venim în România să-și caute, că nu-i place, că l-am dus-o și aici să-și caute, să-și aleagă o pereche, sau, dar nu-i place. Ok, deci balneocin poate să pun acum dacă îi o infecție și în plus că nu are infecție și tot ok și nu vrea să mai aibă problema asta, poate să pună un pic de Bepanten pe cercel când îl pune în ureche. Păi, uite, chiar acum Bepanten și-o pus și avem și de aia Betaizadona. Ai dezinfectant. Iod. Da, da, și e foarte bună. Da. Deci este surse și soluții este, da? Sau să nu mai pună. Dacă ea m-ar fi ascultat când i-am spus eu să pună. Așa urât. Ce ai zis, mami? Să mă fi ascultat pe mine când i-am spus să pună. Să-i pun eu așa pe roată Bepanten și să pună cu tot cu el în ureche. Da. Da, așa face, mami, așa face. Și ce ați mai făcut de astăzi?
Păi am lucrat un pic în grădină. Vrei să-ți arăt? Și eu m-am făcut, frumos în grădină. N-ai pus, scorțișoară. Să fiu un pic. Nu-i măcinat aici. Când o să fie mai călduț, o să-ți filmez în grădină, să vezi ce frumos m-a făcut. Și m-am plantat ierburi, am plantat oregano și nu știu, multe ierburi. Dar e zahăr cu scorțișoară. Da. Nu, hai că vă las dacă aveți treabă. Puțină. Hai, tu poți să mai vorbești cu noi, că nu ne deranjezi. Uite, păi, dacă o filmezi pe mami, ar mai are rost să mă filmezi și pe mine. Păi, poți să auzi și tu pe aici ceva, că nu se supără nimeni. Dar suntem familie. Suntem noi de noi. Ce fain arată. Trebuie să fac o poză. Wow! Filmezi pe mami, dar pe mine, bine, m-a filmat acest, Roberto, la sfârșit, dar cum mă filmezi eu singură, vai de capul meu. Ce ai făcut acolo, mami, mere? Am călit merele cu unt, cu puțin unt, nu mult, puțin zahăr, am pus numai două linguri de zahăr. Scorțișoară? Scorțișoară, să zic eu că e jumătate de linguriță sau hai, fie o linguriță. O linguriță. O linguriță. Scorțișoara e foarte bună și la gust și și sănătoasă. Da, numai am avut baton și am pus-o să o macin eu și n-am mai avut răbdare să o lasă să facă pudră. Și e așa un pic mai mare și am pus în... Sită. Da, și am... Da, nu e nicio problemă. Gustă să vezi ce faină e. Gustă. Și acum pui peste blat? Da. Uită-te, blatul. Și după aia ce faci? Stai că spun eu despre ce e vorba. Dacă tu mai ții minte că ai mers la grădiniță la Alisa, tu cu Mirela, să împodobiți pomul, cred că, de Crăciun și mama lui educatoarea, nu stai. O adus un blat cu tort și era cu măr. Foarte bun. Nu cu cremă. Era măr și deasupra era, cum îi zice, albușul ăla bătut, albuș. Bezea. Da. Și pus încă o dată la cuptor. Da. Asta am uitat. Am uitat de asta, dar pe parcurs, când curățam merele, m-am adus aminte. M-am adus aminte și am zis la sobaltă, de data asta rămâne așa cum e. Deci i-au pus merele pe blat direct și atunci au bătut albuș și au mai pus o dată la cuptor. Care eu asta n-am făcut. Da, se poate face altă dată, acum nu mai. No, hai să spun ceva de mărul ăsta, ce mi l-ai dat să gust. Deci așa de fain îi, mami. Să simte gust intensiv de măr, fiindcă n-ai pus niciun fel de esență, doar zahăr și un pic de scorțișoară. Da. Și e așa cumva un pic smântânos de la unt și mărul în sine nu e acru, e dulceag. Și atât ai de plăcut, așa intens îi din cauza că l-ai dințuit, gustul de măr, că îți vine să mânci o lingură, două, una după alta. Și să nu mai te intereseze de ce vrei tu să faci aici rețetă. E foarte fain. Deci așa și fain. Și acum nu pui nimic deasupra, mami. Da, am tăiat în două. L-am tăiat în două. Ok. Și o acoperi cu asta. Da. Da, super. Și așa e foarte fain. Și așa e bine. Dar între timp m-am adus aminte la tine. Și vezi că de atâția ani, e vreo 25 de ani de atunci, că Alisa are 28. Și să zic eu că o fi avut vreo 5 ani când a fost Alisa la grădiniță și mai am ținut minte ce ai spus. Da, mami, da, foarte bun, foarte bun a fost și, dar eu nu mai știu cum o chema tu pe
mama lui doamna, nu știu, foarte, foarte femeie, așa de drăguță și așa bună și așa primitiv. Adriana. Adică ne primea cu drag, nu știu cum să zic, tare, tare drăguță. Cum o chemată mami Adriana pe educatoare? Nu știu, nu mai știu. Dar și ești pe educatoare, nu mai știi cum o chemată? Nu. Ce pot eu să spun de educatoare? Suzana, doamna Suzana. Exact. Ce pot eu să spun de educatoarea? Când o decedat mama ei, mergea pe jos, până la cimitir, și avea de la Boroșu să meargă pe jos, avea un pic de drum. Și am luat mere, Anca, să spun despre ce, dar o să spun și de doamnă. Am luat mere cu un leu, astăzi de nobor. Și de-aia am făcut eu prăjitura asta, că n-ar fi făcut-o. Dar am întrebat cum dați merele. Nu știu cât o spus alea la Anca și astea zice cu un leu. Nu mă interesează aștia leu. Era un pic acum, spun de doamna Suzana, de educatoarea, că mergea pe jos la mama ei, la cimitir. Și în poșete la ea era bomboane. Avea bomboane și pe copiii care le cunoștea de la grădinița ei, când le vedea, ori au vrut copiii ăia, ori nu vrut. Hai, luați o bomboană! Și la fiecare da, copil, da. De așa, femeie, da. Amândouă de fapt. Și foarte frumoasă. Foarte frumoasă era. Da, frumoasă și pedantă, elegantă, foarte frumoasă. Ele erau unguroaice. Da, îi place la daci, că o zică foarte frumoasă. Era unguroaică și era înaltă, cu ochii albaștri. Și părul, da. Părul ei era roșcat. Mai ții minte? Da, da. Foarte. Da, da. Cred că, nu știu dacă nu mint, cred că chiar mai am o poză cu ea. Când a fost Roberto la grădi, a făcut serbare. Ne avem filmare. Și cred că chiar mai am o poză cu ea. Dar noi avem filmare. Nu. Avem filmare când au făcut pe copii călușeri. Da. Și sare Roberto păstă bâtă, când încolo, când încolo. Și nu știu cum l-a deranjat vecina lui, tot micuță ca el, l-a deranjat și i-a tras o palmă, Roberto. No, pe aia, da, copii, știu că copii. Dar avem... E filmat. Erau avut mai multe iubite la grădiniță. Ale erau iubitele lui. Serios? Asta n-am știut. Da. Știu al lui Alisa că l-a chemat Răzvan. Da, la grădii acolo și-au găsit iubiților. Da. Auzi, mami, o idee a mea. Altă dată când mai faci prăjitura asta ar fi fain. Așa. Să o faci din încă un blat și să pun și cremă de vanilie. Cum faci tu crema de vanilie? Da. Hai să vedem ce am făcut. Asta e marginea. Trebuia mără mai mult, trebuia toate merele alea care sunt acolo. Să fie mai ridicată. Ca să fie mai groasă. Da, e bine și așa. Și acum... Fain arată. Anca, poate să fac poftă. Nu, lasă, dragă, că nu sunt nici în când. Altă stare. Uite, așa arată. Wow, super, super. Dar mami, ai avut așa o galbene sau ceva vopsea? O de casă de la o... colegă de-a lui Dacian de la servici. Serios? Așa o galbene? Da. Vai, de cap, am crezut că e ceva colorant în ele, nu. În blat. Și atât ai de pufos, Anca? Vai, de cap, super! Mhm. Așa. Vedeți să-ți aducă Daci ouă de Paști. Ai comandat? Da, numai de la ea o să iau acum ouă. Eu îi scriu pe WhatsApp câte eu am nevoie
Și mă duce. Da. Da, păi dacă sunt așa o faine și proaspete. Da, foarte faine. Uite așa arată. Wow, ce bun e, Ancă. Nu lasă, nu mai fă poftă la fetița mea. Nu lasă, draga mea, că și eu am mâncat astăzi pește cu spanac și cu cartofi naturi și cu ciuperci. Cum, daci? Cum ai zis că le cheamă? Hribi. Hribi. Cum? Hribi. Hribi. Ok, hribi. Nu, nu așa, nu așa, nu așa. Hribi. Hribi. Da, da, exact. Exact așa. Ok. No, eu vă zic, deci aici la nemți se zice Steinpilze. Da. A, pe Dumnezeu știe acum chiar toate, cum să zic, ce să zic. Stai acolo. Da. E, la tati să gușcă. Da, e da. Tati. Ce face Natalia? Hai să vezi ce faine. Ce faci cu cuțitul ăla? Tai măr. Dar stai că-ți dragi să tai măr. Ceau, tati! Mâncă să vezi ce bună-i. Dar unde? Nu știu de unde vine. Ceau. Ce faci, tati? Ce moale îi. Bine. Și poți să mânci și fără proteză. Așa-i, tati. Asta faină plăcintă l-am mâncat de când și eu. Aoleu, super. Vezi că ți-i ceartă mamă. Măi, de acolo trebuie să fac. Nu vezi că mi-e tare. Așa că e faină. Și ce moale îi. Super. Ce face Denisa? Atâta de simplu și atâta de bun. Acum mai înainte eu merg sus. E bine, au venit pe host la lucru, au venit de la lucru, au mâncat și au mers sus. Auzi, dar asta e mică, mami, să faci o farfurie. O să fac... Da, hai că, hai că mă duc că... Da. Nu, mai dau cu sus. Du-te, Rangica. Deci vă dau cuvântul meu că eu tot mânc aici, tot mai fur. Așa... A, deci o prăjitură atâta... Pe cât e de simplă, atâta e de bună. Atâta e de fain pandișpanul ăsta, așa de moale îi. Și mărul atâta e de gustos. Că pur și simplu... Ați văzut că tati n-are proteză. Dar l-ai făcut altfel, mami, ca cum îl faci tu? Nu, tot așa. Deci eu, pandișpanul, când îl fac, pun o lingură de ulei. De asta n-am mai arătat, fiindcă daci o mers, nu știu, după ce să mă aducă de dincolo. Cred că scorțișoara sau nu știu ce. Uh-huh. Nu știu. Ceva s-a dus, a plecat daci și eu am pus, fără să vreau, așa, fără să-mi dau seama. Okay. Mami, dar ce fain e. No, știi ce o să scriu aici? Cea mai simplă și cea mai bună prăjitură cu măr. Așa o să scriu titlul. Asta poți să mănânci. Dar se fac și așa cu, cum îi zice, spuma aia. Berzea. Cu berzea. Nu. Berzea se spune Anca. Anca, mai este? Da. Așa se spune. Da, da. Berzea. Ok. Mamă, deci ce bună e. Cred că o mâncă daci tot. Nu, no, mai taci acum, că nu mâncă tot. Beze, mami, cu beze. Nu, mami, aia nemțește, probabil. Benzea. Nu, no, se poate, Dumnezeu știe. Nu-i beze, e beze. Băi, mami, de asta e o prăjitură de... De nota 10. Chiar super. Eu prăjitura asta o
o dedic la toată lumea care s-a uitat la mine. Deci e genială. Aca, când o să vii acasă, îți fac și din asta. Poți să faci. Că asta e ușoară, știi? Și nu da. E cu... Deci e o prăjitură care nu te ia greața și mănânci și tot mai vrei să mănânci și nu te saturi. Așa că eu i-am povestit de la mami de ea, înseamnă că e ceva bun. Mă, dar ce fain e. Să te oprești în gură. Așa e, tati. Să chiar... te oprești în gură. Atât e de extraordinar așa, ceva n-am mai, n-am mai mâncat. Să te oprești pur și simplu în gură. Super. Aici așa rămâne, nu? Da, așa, că nu mai e unde să pui. Aici ar mai fi cumva, da. Da, una mică. Auzi, dragii? Da, dragă. Denisa, au luat la o teză 1,0. 1. 1,0. Nu, nu, 1, așa să... 1, da. Și la alta au luat 1,4. Ok. Dar tot 1. Și asta ce înseamnă? Nota 10? 1, da. 10 și 1,4 ar veni... Nu știu, 9,50, ceva de genul. Cam așa, da. Da, da, ea săracă are și practică, ea și lucră. Dar la ce și materie? Și lucru are. Deci are practică, are lucru și și școală, mai departe. Dar ce să faci? Da. Eu aproape că nu o văd, câteva ore pe zi o văd. Da. Eu nu prea o văd. Lasă, și că... eu am avut lucru și facultate. Ce să fac? Da. Știu cum e. Dar odată când am avut seralul, am avut lucru, școală seral și școală de șoferi. Ai. Da, dar au avut mai multe, dar nu mai-și amintește. Ce? Lucra la Takata și mergea la seral. Da. La liceu mergea când era de noapte, vinea acasă la 7 de dimineață, 7:30, cam așa, îi făceam un ceai și o pâine cu ou, ca aia vrea el, mânca, se culca, la 2 se trezea, merea la școală, până la vreo 6 vinea de la școală și atunci nu știa ce să facă, să se mai culce sau să mai stea cu noi. Și la ora 10 pleca, 10 noaptea, la 22, pleca la servici, de nou. Asta a fost școala lui și când o dat examen la facultate, trebuia să ducă pe Angie în Austria. A, mai departe. Da, mai departe, dar tot ceva. Trebuia să ducă pe Angie la, în Austria la lucru. Și la ora 8 trebuia să ajungă acolo, fiindcă trebuia să se întâlnească cu șeful, să o ducă la primul caz, că avea un caz nou. Și la 5, cam așa, am plecat de acasă, am ajuns în Viena la 8, deci i-am predat pe Angela șeful ca să o ducă la lucru. Noi am venit înapoi, am mers la... Înapoi în România. Stai un pic, am mers la pizza, am mâncat, să zic eu, jumătate de oră ne-am plimbat pe acolo și am urcat înapoi în mașină și la ora 2 după masă au avut examen. Și atunci am venit, deci am venit cu mașina, pe mine m-a lăsat în fața facultății la... Cum o chema facultatea? Repede. La Goldiș. La Goldiș. M-a lăsat în față la facultate la Goldiș. El o mers cu mașina lui acolo, în incinta unde trebuia să o parcheze. Eu m-am luat taxi și am venit acasă. Și o dat examen și o reușit. Aia vreau să spun. No, o și reușit. Nu, pe sigur. Sigur, nu știu ce să zic. Într-adevăr, deci, noi am sau știm să tragem. Am știut și știm să tragem. Încă mai. Da. Da, au fost sesiuni. Au fost sesiuni de
au fost sesiuni de examene în primăvară și în vară. Și primele sesiuni nu le-am dat niciuna, că eram la lucru. Și atunci când am venit în vară, la diferență de 2 săptămâni, am dat și prima sesiune și a doua sesiune. Da. Foarte și, bun. Și, nu știu ce să zic. No, cine poate, poate, dar e foarte și bun. Și încă ceva. Eu, nu. Dumnezeu m-a dat și m-a ajutat. Și încă ceva. În fața lui Dumnezeu spun că nu mint. La nimeni n-am dat măcar un leu, ciubuc la cineva să-l treacă sau ceva. Pe învățatul lui, pe mintea lui. Mai zici și asta. Da. Și încă ceva, și acum, cred că tăi mâna lui Tatăl Ceresc, să știi. Să vă mai arăt. Hai să spun, aceasta este realizarea mea. Așa? Da, așa. Acum asta... Nu am gândit atunci, mami, și faceți-vă filmarea mai departe. Nu mai fac, gata, atâta spun că aceasta este realizarea mea. Tu mai încolo, știi. Da. Aceasta este realizarea mea. Acum spune pe fugă să vorbească cu fata ei. Uitați aici, așa arată. E minunată. Vă arăt cât e de moale. Deci înainte de aia am mâncat un colocel și nu mai pot de sătul și tot am mai mâncat jumătate din ea. Uitați aici, nici nu pot să o iau, trebuie să o tai prima dată, așa, ca să pot să o iau. Foarte fain. Deci, opa, tai așa. Acum uitați aici. Trebuie să fac o poză, stai așa. Ok. Foarte fain. Vă dorim numai bine, poate v-am plictisit, poate v-am bucurat că v-ați uitat la noi. Dacă v-a plăcut, încercați și dumneavoastră, că n-aveți de pierdut nimica. E foarte ușor de făcut, faceți un blat, îl tăiați în două și faceți exact așa cum am făcut eu. Sau lăsați blatul întreg, puneți mărul peste blat și atunci mai bateți vreo 5-6 albușe. Le bateți bine, bine cu zahăr și puneți 2 linguri de făină și atunci le puneți în cuptor să se mai prindă și blatul ăla deasupra, să prindă și cu asta, da, eu zic că e mai ușor așa. E mai complicat ăla, dar ăsta e foarte bine. Deci vă spun sincer că e cea mai simplă și cea mai bună prăjitură cu măr. Se simte gustul așa de intens de măr și blatul ăsta atât de pufos, n-am cuvinte. Deci cu măr am făcut atâtea variante. Am făcut aluat fraget, am făcut blat acum cu de tort sau de pandișpan, am făcut din aia întinsă. Aia... Da, deci atâtea am făcut cu măr. Uitați acum am făcut și așa. Și foarte fain. Foarte, foarte fain. Da, am spus, aceasta este realizarea mea. Pe curând, pace, la revedere. Pacea Domnului Iisus. Asta e blat de tort. Blat de tort. Așa la bunătate, crede-mă că n-am mai mâncat. Așa la bunătate, crede-mă că n-am mai mâncat. Orice ar fi fost el. Să topește în gură, fraților. Să topește pur și simplu în gură. Încercați-o și o să vedeți. Ok. Acum eu nu te jignesc cu asta, să mai spun sau să nu spun? Ce? N-are nici proteză și o mâncă așa ușor. Păi da! Uite, asta, uite-te, asta e, ia asta. Ok, v-am lăsat. It's always been you.
Corazon.